Conflictul dintre doamna Dana Nora și Leo a avut o evoluție neașteptată. Un alt personaj făcându-și apariția în această poveste încâlcită. Ce legătură am Nora, ți-am eu? Spus că nu mai accept nimic peste ce-mi spui tu? Ce ți-am spus lucrul ăsta? Lasă-mi copilul. Puteți să mă faceți în toate felurile. Nu putem să acceptăm așa ceva în familie. Tu înțelegi? O să înțelegi? Păi și ce vină am aici? Ce vrei? Te întreb ce vrei, că nu pare clar. Nu e clar. Ce vrei de la mine? Pe tine. Că ea știe să ducă un bărbat. Are o experiență foarte... Spune-i ce au spus și oamenii de afară că... N-a fost unul, au fost mai mulți. Ce? Da, eu sunt de părere cu maică ta. Păi Larisa vrea să te scoată la dei și te face copilii mătuși. Băi, eu nu suport pe Larisa, la ce dei să mă scoată, mă, cum scot eu afară din casă și de unde? Genul ăsta, domnul, are ce căuta aici? Păi tu vii să-ți faci relații sau să bagi râcă? Să nu te audă Nora că eu plec. Deci îți garantez că ies și acasă nu ne mai vedem. Băi, mi-a schimbat mama, măi, eu n-am venit cu mama asta. Deci mama cu care eu am intrat în emisiune... față de omul care e acum, eu nu recunosc. Astfel că ieri în emisiunea Mireasa, Leo afirma că alte persoane din casă ar influența parcursul și așa sinuos dintre el și Nora. Leo, ce nelămuriri mai ai tu? Momentan nu suntem nici despărțiți, dar nici nu suntem ok. Ok. Situația da, undeva... Sunteți într-un cuplu, să înțeleg. Da, da, da. Nu am nelămuriri în legătură cu Nora. Am însă alte probleme cu alte persoane din casă și o să vreau să le lămuresc și abia apoi o să pot să discut cu Nora. Cumva sunt niște influențe și ori să se vadă, dacă nu astăzi, mâine, ori să se vadă chestiile. Se pare că vrei să cauți... ești influențată. Mi se pare că dorești să cauți acum carul cu fund. Discuțiile despre cuplul Nora-Leo au continuat și în pauză, iar Leo a răbufnit în prezența băieților, convins fiind că Larisa influențează mama. Mi se pare că e vrăjit de această femeie, numită așa, și mă apucă grav de tot. Cam greu să fiți dumneavoastră influențată de noi. Cum o să te influențeze, mă, halul ăsta, mă, copil? Bă, easy box. Lasă-mă, mă, că iau foc, ești nebun. Easy. Cu ce am vorbit? Lasă-mă, că n-am, am nervi, nu dar pot. Dar ușor. Nu pot, mă. Ba poți. Bă, nu sunt ba, da, poți. Ce ai, mă, bă? Tu ești vina, ai înțeles? De ce o să le jind în direct, de râs nu mai pot. Hai să fii și tare în gură, Larisu. Atas mai da, trebuie. Da, o bufnită râsul. Păi normal că o bufnește râsul, că știe ce face, mă. Da, probabil. Știe ce face, ești nebun șerpaica asta. Incredibil, deja l-am văzut pe Leo niciodată așa, niciodată. În 5 zile să mi se întâmple așa ceva, mi se pare un lucru... Ci că eu sunt aia care o influențez pe Dana cu ceva. Dar eu sunt omul care să fiu influențat. Atât de slabă sunt eu. Nu mai suport, mă, nu mai suport atâta vrăjeală, mă. Stai că aflăm noi cine e Larisa, imediat cum se stinge conflictul cu Nora. Să vii să-mi întorci mama împotriva mea, mă, că ai tu prostiile tale în cap. E o părere de-a lui doar influențat, bineînțeles, că e o femeie care... Deci mă dezgustă rău de tot. Mă credeam că mai există oameni ăștia pe fața pământului, dar uite că au venit în emisiune. E de râsul lumii. Dacă el se pune împotriva mea pentru această femeie, e grav de tot. Acum ce? Acum s-a dus o îmbrelege că domne fac așa pentru Nora. Nu mă, renunț eu la Nora. Dar știu că o dau de gol pe șerpoaica asta de aici. Vine cu vrăjel de-astea ieftine aici, cu figuri de-astea de... Spania aici, pe cine crezi, mă, că vorbești? Atent, contează ce carte joacă ea? Stai, mă, un pic, acum am îmbrâligă pe mama că eu fac chestiile astea pentru Nora, din cauza Norei, că m-a vrăjit Nora, mi-a făcut cine știe ce. Renunț la Nora, mă, ce carte mai joacă? Că am făcut eu damă de companie, a zis că sunt vorbele tale, ceva de genul. Dacă asta e. Vorbele mele? Dacă asta e, da. Am zis eu așa ceva? Da. Ha? Am zis eu așa eu ceva? Eu am zis, nu tu. Dacă asta mi se pare mic. N-am jignit-o pe Nora niciodată. Dacă eu sunt de părere cu tine și mă gândesc că și mami ar face la fel, asta e părerea mea. Nu înseamnă că ai ceva de zis. Mă, că dacă erați afară, erați lejer. Dacă eram afară, mă uitam nici cu la Larisa, n-aveam nicio treabă să se apropie de mama vreodată. Dar vezi, bă, frate, lungul nasului, că nu te suportă nimeni. Nu vezi tu când ți-ai făcut un gagic în casă? De parcă numai cu mine ai vorbit despre chestiile astea, cu Sabrina n-ai vorbit. Să-și vadă de viața ei, atâta o rog. Să-și vadă de viața ei și de bărbații ei însurați. Leo, din băiatul credincios și din băiatul care... Așa nu recunosc. Îmi dă șoc acum. Și deși părea că și-a spus oful băieților, Leo, pe un ton virulent, simțea nevoia să o abordeze și pe Larisa. Înțelege că prietenia asta cu mama încetează în secunda asta. Tu nu mai ai ce discuta cu ea. Leo. Nu, Larisa, ascultă-mă. Nu. Leo, te rog frumos să-ți controlezi cuvintele. Deci după emisiunea asta eu mi-am făcut bagaj și am plecat acasă. Nu sunt bătaia ta de joc. Ascultă-mă puțin. Nu am ce să ascult. De la faza cu Robert. Băiatul ăsta vrea să te cunoască și a afirmat dorința. I-ai spus, da, hai că ne cunoaștem. De ce la el ai reacționat? I-ai zis, dai bă drumul de aici? Și dacă te
place, ce înseamnă asta, Leo? Și faza cu date-ul e tot glumă, nu? Cheamă-l pe Robert. Aseară am vorbit pe terasă. Amândoi am spus același lucru. Sunt glume, sunt glume. Nu, Larisa, nu sunt glume, așa ești tu ca om. Uite, ascultă-mă. Pentru că dacă, dacă vrei, nu mai purtăm nicio discuție. Nu vreau să mai vorbesc discuție cu mama. Nu o să mai vorbesc cu maică ta de tine. Noi o să vorbim despre asta. Nu vorbesc deloc. Robert, ești un băiat responsabil. Eu nu sunt. Asumă-ți. Ți se place că se pare că Larisa îl place pe Leo? Nu vreau să îmi dau cu părerea, pe bune, nu mă interesează. Robert, spune și tu, te rog, ce am vorbit noi pe terasă. Nu spune-i Larisei că ce urmează să zic. A zis că sunt glume, mă, frate. Dar Robert refuza să fie atras în acest conflict, evitând orice intervenție, în timp ce Larisa și Leo își continuau disputa. Eu o să vorbesc când e de vorbit, nu vreau să vorbesc acum, de ce nu-mi respectați decizia? E vina mea că ceea ce ți se întâmplă ție în cuplu și că tu nu te înțelegi cu maică ta, da, și că maică ta, ta, și că maică ta nu o vrea pe Nora. E vina mea, e vina mea, da. Vorbește cu maică ta, da. Și îmi dau cu părerea și vorbesc despre ceea ce vreau eu. Da, sunt alături de nu Dana. Nu cu mama mea, e mama mea. Bine, mama doamna, ta e în Spania. Largă-te de aici în Spania, la mama ta. Vete tu, atâma porul saco. Păi ce, ai luat-o razna? Leo, te rog frumos să te oprești. Nu mă opresc cu nimic. Spun ce am de spus, am terminat, plec acasă. N-am venit să fiu bătaia de joc al Larisei. Gata, am terminat cu tine. E vina mea că ei doi se despart, că plâng, că Nora a fost cu bărbați, că el se pune gelos, că Dana nu o vrea pe Nora. Ia uite-o. E vina mea că mama Dana nu o vrea pe Nora. Mă, fratele meu. Și că eu am vrut să-l scot de la o gură de aer și să aflu mai multe despre el. Aia înseamnă că îl plac. Eu în secunda asta mă duc și îmi strâng bagajul și plec. Nu mai rezist. Ba da, Aron. Dacă pui mâna pe mine, iese urât. Spune-mi și mie, mamă, te rog, e frumos, ca să înțeleagă și lumea asta. Când vreodată în familia noastră s-a râs de un om care are o traumă? Când vreodată s-a făcut mișto de un om care suferă? Dar nu trebuie să-l iau eu acasă. Nu trebuie să-l iau eu acasă. Când vreodată a trebuit să te asociezi cu Larisa și să râzi de ea? Nu am vrut să fie asociat cu ea. Afară n-ai fost asociat cu asemenea femeie. Ești mama, ai venit, asumă-ți. Nu ai venit să fii concurentă. Ce faci tu acum, mă ceri sau ce? Deci tu ești contra mea acum. De ce ești contra mea? De ce nu ai încredere în mine? De ce nu ai încredere în mine? Și atât, punct. Cum mă iubești? Punându-te împotriva mea? Nu vreau să te văd lângă asemenea femei. Sunt de o lună lângă maică ta. Tu te-ai băgat fix când ai văzut că mă bucur, că sunt și eu fericit și că pot să vorbesc cu cineva. În momentul ăla te-ai trezit tu. De ce se ferește lumea de ea? De ce nu e niciun băiat cum preajmei? Păi nu vrea ea. Că nu vrea ea? Da. Stai liniștit, că nu dai. Și vreau și o să văd pe corect asta de Larisa ce trecut are. Că știe să dea în Nora, știe să dea în toată lumea. Hai să o pune și pe ea sub lupă. De ce ți-am zis că renunți la Nora, da? Ești mamă, trebuie să te gândești care părinții acasă. Nu mă interesează. Știi ceva? Nu mai mă interesează. Mă interesează de mine, deci și de copilul de meu. Nu, păi copilul tău e Larisa. Ai grijă de ei. Vedeți câte se spun la nervi? Leo? Să spun, au fost chestii pe care le-am simțit și consider că dacă nu le spuneam atunci, probabil explodam mai târziu. Asta e, îmi pare rău. Dar n-am ce să fac. Asta am crezut pe moment. Pentru ce anume îți pare rău? Pentru ieșirea mea. Pentru ce am spus nu-mi pare rău. Pentru ce ai spus mamei? Uite, mama înțeleg că nu este într-o stare foarte bună. Ce am spus mamei? Ce consider eu? Ce cred că se întâmplă? Așa mă simt, asta simt. Nu aș putea să mint sau nu aș putea să tac în legătură cu... Bun, dar uite, apropo de Larisa, spuneai că s-a băgat peste toată lumea. Peste cine s-a mai băgat? N-am zis că s-a băgat peste toată lumea. Am zis că nu a interacționat nimeni cu ea din... Ei, nu, asta cu băieții una și ai mai spus chestia asta, că se bagă peste tot. În ce s-a mai băgat? Nu știu, probabil o greșeală de exprimare. Doamna Dana, ce faceți? Cum sunteți? Nu știu. Vreți un șervețel? Da. Doamna Elena, dați-vă rog un șervețel. Ce anume vă frământă? Acum că ați revăzut așa mai calmă discuția cu Leo și ieșirea lui Leo? Da. Nu-l recunoașteți pe Leo? Absolut deloc. El spune același lucru despre dumneavoastră. I-a reproșat Larisei că... Nu, eu l-am adus în această emisiune, el pe mine m-a adus. Cumva și mă doare lucrul ăsta că m-a acceptat. Nu trebuia să accept. Acceptat.
Leo, tu spuneai că n-au fost niciodată în casa voastră astfel de discuții. Nu, niciodată, absolut niciodată. Tocmai de-aia eu sunt închis acolo, nu reușesc să-mi dau seama. Și cine e de vină? În momentul de față nu știu. Ieri am fost nervos, am găsit-o pe Larisa vinovată de chestia asta pentru că a stat în permanență lângă mama și am considerat că din cauza ei s-a pornit toată chestia asta. Bun, dar acum părerea doamnei Dana despre Nora, că până la urmă doamna Dana nu acceptă relația ta cu Nora. Pe mine nu mă deranjează lucrurile acestea, că nu acceptă relația. Pe mine mă deranjează că nu lasă decizia să fie la mine. Și intervine ea în locul meu, unde eu ar trebui să știu dacă zic nu, dacă zic da, da. Unde o înțelegi, înțelegi de ce faci lucrul ăsta? Că uite, în momentul în care nu poți să înțelegi o chestie și nu poți să înțelegi un om, cel mai bine e să încerci să te pui un pic așa, să te ridici deasupra situației și să te pui în pielea omului respectiv. Dar au mai fost momente. Adică, acesta... gândește-te că tu ai fi mama și că, în calitate de mamă, e un exercițiu de imaginație. Trebuie să asiști la situația asta între băiatul tău și o fată cu care nu ești de acord. Tocmai, băiatul mamei, sunt băiat, au mai fost experiențe de genul ăsta, trebuie să mă lase să văd. Au mai fost, doamna Dana? Să mă conving și să vedem. Eu nu am cunoscut astfel de fete. Ce spune el, îmi se pare iure. Asta zic, chestia asta schimbă foarte nu mult situația acasă, pentru că nu știe detalii. Nu știu. Păi, faptul că nu le-ai adus acasă înseamnă că ai considerat că nu sunt de adus acasă. Fetele despre care tu spui că... Da, da, da. Și aici chestia asta, toată relația asta, toată situația, mâine se poate termina. Eu mâine pot să zic, mie nu mai îmi place Nora, sau Nora poate să zic că mie nu mai îmi place Leo. Păi e o chestie de cunoaștere, nu e musai să facem ceva, nu suntem obligați de nimeni să facem nimic.